Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră în această seară la emisiunea Viața Gorjului, iar invitatul meu din această seară este domnul Dumitru Pârjol, președintele Asociației Oștea de Moșdeni, Aninișeni, Radușeni, Cărpinișeni. Bună seara, bine ați venit pe la noi! Bună seara, bine v-am găsit și la mulți ani, pentru că pe anul ăsta nu ne-am întâlnit. Nu ne-am văzut anul ăsta și nici în studioul ăsta. Nici în studioul acesta modern făcut de dumneavoastră. Felicitări pentru el. Mulțumim tare mult. Dragi respectatori, dacă nu știți, deși cred că știți despre Oștea Arc multe, pentru că v-am tot prezentat problemele asociației, acum avem vești bune. Printre multele probleme, multele procese pe care le au dumnealor actuala conducere cu fosta conducere și, mă rog, multe alte probleme care sunt, certuri, supărări, scandaluri care au fost la dumneavoastră. Noi am fost câinele de pază al democrației la un moment dat acolo în asociație, da, pentru că participam la ședințele adunării generale ca să nu iese cu bătaie. Da, într-adevăr, au mai fost probleme din astea mai tensionate. Și culmea că ultima dată n-ați mai avut nevoie de câinele de pază, că s-a desfășurat în condiții bune adunarea generală și fără probleme. Asta e un lucru bun. S-a desfășurat în condiții destul de bune. Nu au fost probleme, mici probleme, pentru că mai forțează intrarea și alții care nu sunt membri ai obștii, dar până la urmă le-am permis, pentru că reprezenta pe cineva care e membru al obștii, le-am permis să intre în sală, le-am dat și cuvântul, dar au fost excluși de la vot și de la propuneri directe. Corect. Spunem telespectatorilor, deși este și afișat, aveți posibilitatea să trimiteți SMS-uri la 0766314582 și de data asta, dragi telespectatori, și posibilitatea de a suna în direct la 0353568913 dacă sunteți membri ai Asociației Oștea Arc. Da? Deci membrii asociației sau, dacă eu știu, există membri ale altor obști care doresc consultanță de la Oștea Arc, cu mare drag. Nu e nicio problemă, pentru că dacă stăm să ne gândim, în Gorj sunt peste 20 de oști, sunt pădurii, cred că suprafețe împădurite, nu neapărat 100% împădurite, dar zone cu păduri cam jumătate din Gorj, așa că avem slavă Domnului proprietari de păduri. 70.000 de hectare de pădure în Gorj. Și acum să vă întreb în primul rând, care sunt veștile bune pe care le-am notat noi acolo? Eu le știu, deja mi le-am notat. Cu ce începem? Să le povestim. Veștile bune, nu știu, da, sunt bune, pentru că privesc din perspectiva dezvoltării activității comerciale și economice a acestei obști, care a fost îngerunchiată de probleme și a revenit cât de cât și încercăm să diversificăm această activitate, pentru că doar din vânzarea de masă lemnoasă, ținând cont că mare parte... S-a tăiat foarte mult înainte, să fiți dumneavoastră. S-a tăiat și mai mult lemn înainte, iar pe Gorj avem blocată activitatea în bazinul Gilurt în urma inundațiilor din sfârșitul lunii iulie anul trecut. Care a rupt drumul. A rupt drumul, e drumul distrus și acolo avem aproape 1800 de hectare de pădure care nu le mai putem folosi, nu putem exploata în momentul de față. Pentru asta se impune... Un drum pe care nu aveți voie să-l reparați, după câte știu. Nu avem voie să-l reparăm, că nu este pe deci nu ne aparține. Noastră. Drumul nu ne aparține. Deci proprietățile... aparține drumul? Drumul aparține statului prin direcția silvică. Este a direcției silvice. Direcția silvică, neavând terenuri în zonă pentru a-și pune să pune la treabă și nu a reface acest drum. Acolo. Nu au de exploatat. Iar noi... Nu au interes să-l repare. Noi, având o suprafață însemnată în zona respectivă, trebuie să ne reorientăm în alte direcții pentru a schimba puțin sursele de venituri, a le multiplica, a le îmbunătăți aceste venituri și ne-am orientat mai înainte spre un parc eolian care anul acesta ar trebui să se concretizeze într-un proiect, pentru că sunt niște termene în care societatea care a făcut cercetarea se obliga să aducă un investitor.
Da, cât timp a durat cercetarea? Și 2 ani de zile în măsurătoria recurenților de aer. Aveți un pilon acolo? Avem un pilon din 2 ani de zile care oricum a dat rezultate promițătoare și societatea este interesată în aducerea unui investitor. Deci vântul e bun la dumneavoastră. Vântul e bun, ne împinge de la spate să mergem înainte. Să mergeți înainte. Și urmează să vină un investitor. Sperăm să aducă un investitor. Dacă nu va aduce un investitor, vom căuta pentru anul următor, poate cu fondurile europene, poate vă construi singuri. Poate vom încerca să-l facem noi, dacă nu reușim prin investitori din afară. Poate că e chiar bine. Rămâne de văzut. Și depinde și de dorința oamenilor. Și depinde și de ce spune cei care au prospectat, că nu se poate ei să fi cheltuit să prospecteze, dumneavoastră să construiți fără ei. Bineînțeles, acolo orice investitor va depinde de prospectarea care trebuie pusă la dispoziție, bineînțeles, contra cost, nu se pune... Da, corect. Normal. Bun, deci aveți vânt din pupă, cum ar veni, merge treaba din punctul ăsta de vedere, adică o să meargă dacă vă apucați de... Să sperăm. Important e că ați aflat, adică s-a stabilit inginerește că vântul e bun și puteți construi acolo o centrală, un parc eolian, da. Și mai avem două vești bune, că adunarea generală a aprobat două proiecte. Să vă apucați să construiți ceva. Ce? Că de dărâmat s-a tot dărâmat la dumneavoastră în asociație. Da, ca în toată țara aceasta, de fapt. Că așa s-a dărâmat peste tot. De acord, știți că se spune că omul sfințește locul, deci dumneavoastră nu... Mai e până la sfinții, întâi să le punem în trebuie aplicare. Trebuie să vă hotărâți, ori dărâmați, ori sfințiți, n-aveți cale de mijloc. Nu, ce s-a întâmplat... În anii trecuți. În momentul de față, într-adevăr, am prospectat dumneavoastră puțin... Dumneavoastră ca și conducere, mă refer, nu ca și asociație. Da, ca și conducere. Am prospectat puțin piața privind fondurile europene de investiție și am decis cu Consiliul de Administrație să ne orientăm spre a face niște... a accesa câteva proiecte din acestea. Lucru care l-am cerut în adunarea generală. Au fost de acord. Iar membrii adunării generale, membrii asociației care au fost prezenți la ședință, au fost de acord, au susținut și ne-au mandatat în vederea realizării acestor proiecte. A fost statutară adunarea generală, numărul de membri au fost potrivit legii, la a doua convocare, după câte am înțeles. La a doua convocare, adunarea generală poate să-și desfășoare ședința cu orice număr de membri. A fost peste 120. În momentul de față suntem într-un amplu proces de identificare a membrilor reale ale asociației în funcție de cereri, de acte și de toate documentele care le pot pune la dispoziție. Corect. Cred că membrii sunt undeva la 2000, dacă nu chiar mai mult, dar rămâne de finalizată această acțiune, după aceea vom spune cu exactitate. Am înțeles. Cele două proiecte pe care doriți să le accesați sunt pensiune și să le realizați, de fapt, sunt pensiune în obârșa lodrului și uscător de fructe. Și chiar vorbeam cu dumneavoastră cu 2 ani în urmă, aproximativ, când în obârșa lodrului era mare debandadă cu legătorii de ciuperci, v-am întrebat de ce nu îi valorificați dumneavoastră ciupercile din zonă. Deci sursa, adică fructele de pădure le aveți acolo, mă rog, ciupercile. Da, sursa unui uscător este chiar în zonă. Zilnic din obârșia lotului pleacă zeci de tone de ciuperci și alte fructe de pădure. Și vin cei care colectează din toate zonele țării, Oradea, Cluj, da. Și se impune, chiar și colectorul de acolo, dacă nu are unele usca, dacă le cumpără, e mai ușor să le transporte uscate. Corect. Uscătorul este și pentru legume, deci se pot face, procesa uscarea și legumelor pe perioada anului când nu sunt fructe de pădure.
Da, puteți usca și fructele de din pomii fructiferi. Știu că orice mâncam fruct. Când eram mici, mâncam poamea. Poamea, adică pentru cine nu știe, dragi telespectatori, pentru copii se tăiau fructele, mere, pere, nu? Da, și se uscau. Și cred că și prunele, da, se uscau și așa prune, întregi. Da. Se tăiau și bunica mea le punea la umbră, la uscat și mamă, iarna ce bune erau. Da. Era usc. Veți usca și fructe de... Asta intenționăm. De livadă, zic. Da, orice legumă și orice poame. Fructe. Bineînțeles, suntem într-o ramură nouă pe care nu o cunoaștem, dar avem suficienți membri în asociație care s-au ocupat cu comerțul și cu colectarea și cu recoltarea fructelor de pădure și vom fi sprijiniți, zic eu, vom angaja persoane în măsură să poată să desfășoare activitatea din cadrul obștii, care să poată să desfășoare această activitate acolo. Deci creați și locuri de muncă în felul ăsta și un venit. Și am venit și este și o cotă de coparticipare la proiecte de finanțare foarte mică care ne convine. Cât la sută? Da, am înțeles că doar 10%, așa ni s-a spus când am făcut aceste demersuri, când am prospectat și cu 10% la un proiect de 200.000 de euro este foarte bine. Da. Și pensiune în Obârșa Lutrului, acolo dumneavoastră sunt proprietăți în Obârșa Lutrului. Avem din nou proprietăți. Aveți din nou proprietăți. Proprietățile noastre intraseră în posesia unui singur domn. Acum nu are să mai dezgrupăm securea războiului, să mai spunem și pe domnul respectiv. Au fost 3 contracte de superficie. Pe ce suprafețe? 10 hectare și jumătate. Fiecare hectar? Fiecare contract? Nu, toate 3 contractele au pe 10, dar era zona cea mai importantă economic pentru o asociație. În care se poate construi. Era exact în buricul târgului, cum se spune, în Obârșa Lutrului, unde se practică acest comerț cu fructe de pădure, unde toată lumea vine să-și vândă produsele lui tradiționale. Deci era... Pe Transalpina, ca să spunem, da, pe Transalpina, la intersecția... Pe Transalpina, la Obârșa Lutrului. Deci e locul cel mai căutat la ora actuală pentru turism și automat ai posibilitatea să-ți desfaci produsele locale acolo. Exact. Și ne-am orientat și spre o pensiune pentru că se practică turism în tot timpul anului. Da. De când s-a deschis și pârtia de la Vidra, infrastructură nu există în zonă, foarte puține locuri de cazare și de campare. Pentru asta am zis să începem cu un proiect mai micuț, doar o pensiune. Pentru că și faceți o stațiune până la urmă, să dea Dumnezeu. Așteptăm investitori din tot Gorjul și nu numai, cărora să le putem închiria terenuri. Pentru că suntem dispuși la... La niște prețuri corecte, nu la cum niște prețuri corecte, cum au fost concesionate, nu de cu 30 de bani pe metru pătrat și să facem și toate... obligația de a face utilitățile. Toate utilitățile din acei 30 de bani, după ce plăteam impozitul ăsta, bineînțeles. Uh-huh. E clar. Și să mai rămână și dumneavoastră. Să mai rămână și membrilor. Da. Asociații. Să dea Dumnezeu să faceți o stațiune frumoasă la Obârșa Lutrului, mai ales că, asta spuneam, este un loc unde oamenii au început să meargă să afle ce este acolo. E un loc de pelerinaj la ora actuală Transalpina, dar vreau să vă întreb, spuneți că se practică turism în tot timpul anului. Transalpina e închisă pe timpul iernii. Există acel drum de la Vâlcea sau din Valea Oltului la Petroșani, care există, este... Există, într-adevăr, pe acela timp de care iarna, e perpendicular pe Transalpina, este da, dezăpezit în timpul iernii. Drumul de acces dinspre Petroșani în Obârșa Lutrului și cel și de la Voineasa la Obârșa Lutrului. Și coboară în Valea Oltului. Coboară în Brezoi, în Valea Oltului. Da, drumul, aceste acela drumuri sunt în circulabile anului. În toată perioada și în toată perioada de iarnă. Cu micile întrerupe atunci când sunt cădere abundente de zăpadă sau viscole, dar se deblochează imediat. Și dumneavoastră aveți proprietate chiar în această intersecție? Avem proprietate în intersecția Transalpina cu drumul pentru doritorii de terenuri în scopuri comerciale și turistice. Avem terenul situat chiar între drumul care merge spre Petroșani și cel de la Sebeș din Lutru.
adică transalpină. Exact, zona cea mai bună de interes în acest sens. Da, am o curiozitate acum, lăsând la o parte, că suntem la o emisiune în care vorbim despre asociație, dar nu știu dacă e pe teritoriul dumneavoastră. Există pe acest drum național, că transalpina e DN67C, drum național, da. Pe hartă e trecut drum național, dacă pleci pe este, iarna, da. Ești mâncat la 2000 și ceva de în pasul Urdele. E un drum, e un pod de lemn, un podeț de lemn peste care trece drumul ăsta național și e pe teritoriul dumneavoastră? Nu mai există podeț de lemn în momentul de față. Nu mai există, înseamnă că a drumul, fost transformat. Podețele respective s-au demolat și s-a reconstruit parțial, s-au rămas neterminate de când... Cât au lucrat cei care au lucrat, că când acum nu mai lucrează, că Romstad și-a încheiat activitatea, acele podețe, poduri au rămas neterminate, dar erau într-adevăr de lemn. Și nu mai e de lemn niciunul. Nu mai e de lemn, dar nici terminate. Nici terminate. Păcate. Bun, și acum să revenim la proiectele dumneavoastră, Parcul Eolian, pensiunea, Uscătorul. Ce mai vreți să faceți în 2015 ca proiecte de investiții sau de activități noi? Știu că aveați de gând să faceți și o pescărie, o păstrăvărie. Aveam de gând, dar era o cotă de participare mai mare și implica mai mulți bani. Cât la sută trebuia pus? Nu știu exact, oricum, dar ca proiect se ducea la 800.000 de euro. Și nu e cazul să intrați în prea multe odată, că vă blocați. Nu le putem manageria toate aceste proiecte, suntem convinși de asta. Am cumpărat în schimb... Ascultat, dar vă trebuie și cofinanțarea. Cofinanțarea și dacă nu sunt și dividende către membrii opți și mergi cu toate câștigurile investiții. Către investiții, lumea se plictisește. Ca să nu spun alt termen. Da. Am făcut totuși alte investiții, am cumpărat un canton silvic care era pe terenul nostru, care trebuie reamenajat tot. Unde? Pentru un satul Aniniș, care e un foarte frumos loc pentru turism. Prin proiectul de buget venituri și cheltuieli pentru 2015 am prevăzut cheltuieli în scopul reparării și dotării modernizării acestui canton silvic. Bine, bănuiesc că asta rămâne ca hotărâre, deocamdată e ca proiect, atunci când în aprilie aveți adunarea generală, nu? Atunci se aprobă bugetul. Proiectul s-a aprobat deja pentru venituri și cheltuieli, pentru că se cunosc sursele de venit pentru anul 2015. Da? Descărcarea de gestiune pentru se va face. Acum la adunarea asta din ianuarie ați aprobat bugetul? Da. Era cazul, că până aprilie e mult. Dacă nu accesăm fonduri europene și nu avem un buget în care să fie direcționate niște fonduri, nu prea putem accesa acel fond. Așa e. Dacă nu aveți, e deja aprobat. Da. Vreau să vă întreb. Vorbeam înainte de emisiune și îmi spuneați dumneavoastră că aveți o suprafață de pădure sau o suprafață de proprietate de 4.840 de hectare sau numai pădure? Doar pădure. Da, proprietatea, întreaga proprietate ajunge undeva la 8.000 de hectare, 8.000 de hectare de... Și vă mai întreb o dată ce am întrebat și într-o altă emisiune. Și câți munți aveți, domnul Pârjol? Avem 12 munți. Asociația Obștea Arc are 12 munți, da. Din Crasna, Obârșa Lotului și chiar și Vâlcea. Păi da, Obârșa Lotului este în Vâlcea. Da, și, dar mai aveți și dincolo de Obârșa Lotului. Până în Obârșa Lotului, păi... Până. Până în Obârșa Lotului, deci Gorj și Vâlcea. Destul, să ai 12 munți, așa, bă, pe care din munții mei să mă duc la păscut anul ăsta? Da, și membri avem în asociație suficienți. Corect. Da, mai aveți 1000 de hectare, îmi spuneați dumneavoastră, care încă nu le-ați recuperat din fosta proprietate. Aici a asociației. Aveam o relație de așoarecere cu pisica, cu direcția silvică. De ce? Păi în fiecare an ne făceau câte o cerere de revizuire sau de anulare actelor care stau la baza emiterii titlului de proprietate al asociației. Așa. Pentru că dumneavoastră spuneau că în monitorul din... 1914, Obștea, asociația avea doar 2000 și ceva de hectare de pădure și restul le-am luat abuziv.
Și? Dar actele ce spuneau? Domnii de la Direcția Civică au uitat că documentele care le dețineau și le dețin în continuare spun cu totul altceva. În zonele respective, zonele cu vegetație forestieră, au aparținut în trecut opștinilor de moșteni din sate, din comunele Radoș, Aniniș și Cărpiniș. Iar dumnealor acolo ne-a oprit vreo 500 de hectare de pădure, ca și cum nu ar fi a noastră. Deci muntele Ialnus, Golu, versantul nordic Ialnus, dar versantul sudic este al Direcției Silvice. Deci muntele, o parte din versant, numai Ialnus. Am intrat în posesia unor documente, respectiv amenajamentele silvice din 1950. Dacă mă aude domnul director la Direcția Silvică, probabil își dă seama ce sunt acestea, în care spune de unde, la proveniența pădurilor când s-a făcut amenajarea silvică, spune de unde venea. Spune și ce avea statul, spune și ce avea fiecare obște în parte. Și acum noi suntem în măsură să ne cerem această reîntregire a suprafețelor și am demarat o acțiune de verificare actelor care au stat la baza emiterii de proprietate și mai avem de primit aproape 1000 de hectare de pădure. Unde? Unde? În Gorj, în satele Cărpiniș, în satul Aniniș. Adică chiar deasupra grădinilor, cum ar veni, nu? Deasupra, da, în munții din satele respective. Uh-huh. Și aceasta se poate încununa cu succes. Deci este tot de bine, dar numai că mai durează până se va termina acest proces. Da, păi e o veste bună să știi că ai de luat. Important e să noi știi cum să iei. Noi știam că avem de luat, pentru că, așa cum v-am spus, un munte nu poate fi un versant al nostru și un versant al statului. De ce? Pentru că... Așa erau proprietățile înainte, cu muntele. Muntele era întreg al unei obști, nu era împărțit. Iar Direcția Silvică a avut proprietăți, statul a avut proprietăți doar în trei locuri care sunt specificate în acele amenajamente silvice. Am înțeles. Și au fost administrate prin Casa Pădurilor, respectiv Ocolul Silvic Novaci. Așa se numea înainte Casa Pădurilor? Da. Am cam terminat veștile bune pe anul ăsta din lista mea de aici. Alo. Și acum să trecem la cele mai puțin bune. Da, exact. Adică, mă rog, la superficie iar sunt bune, că ați câștigat două procese din trei. Ați luat înapoi din suprafața concesionată nu ilegal, în dezavantajul membrilor asociației, practic. Și ilegal, pentru că și să ilegal. Dai pe 99 de ani, cum era clauza contractuală, după care terenul se realocă tacit aceluiași beneficiar. Așa era trecut în contract? Așa era trecut, este, practic este o înstrăinare a suprafeței. A, e clar, este clar o înstrăinare, nu mai asta e vorba de o superficie. Asta n-am realocarea. Este prima clauză, da? În cele 13 clauze care ne obligau pe noi. Iar avem pe cineva care sună cu număr privat. Rugămintea este următoarea. Asta este telefonul care se află aici la mine pe masă. E clar că e cineva care vrea să vă înjure dacă nu-și asumă numărul de telefon. Deci trimite SMS pe acest telefon unde este numărul afișat 0766314582, adică telefonul din mâna mea, și deci nu insistați că nu se poate răspunde pe mobil. Puteți să dați cu privat pe fix. Să înjurați acolo, da? Deci 0353568913. Și intrați în direct, dacă veți înjura, tăiem telefonul. Dacă aveți cuvinte licențioase, cum spune CNA-ul, da? Așa, să continuăm, domnule Dumitru Pârjol, președintele Asociației Obștea de Moșneni, Anișeni, Radoșeni, Cărpinișeni. Ne asumăm, fiind persoane publice cu toții, care apărăm la televizor și în jurături sau... Cine sună cu nume privat nu e un om serios, asta e clar, da? Și nu are argumente. Înjură fără argumente sau acuză fără argumente, de regulă. Cine nu cine, și-asumă identitatea. Cine vrea să acuze sau să reproșeze ceva, dacă... De asta și... am afișat telefon, mobil, puteți da telefonul în direct, să nu ceru dedicații, că încă n-am început emisiunea de dedicații. Dacă își declină identitatea și spune cine și are ceva real de spus, să o spună, că nu este nicio problemă. Da, nu putem răspunde pe mobil. Asta e ideea, să sune pe fix. Da. Bun. Deci cu superficia să zicem că e totuși veste bună, două din trei câștigate, dar... Păi știți de ce este veste bună?
pentru că cele două contracte de superficie, am spus-o în nenumărate rânduri și în plângere către parchet și către organe de cercetare penală, erau încheiate înainte de a fi puși în posesie pe teren. Și acest lucru întărește ideea că, de fapt, contractele de superficie au fost încheiate după ce noi am ajuns la conducerea asociației, dar au fost antedatate, pentru că nu sunt înregistrate în niciun registru de intrări ieșiri undeva, au fost antedatate pentru a crea obligații deja asociației. Iar renunțarea, deci câștigul nostru... Au fost antedatate pentru că erau semnate de foștii producători. Iar o ștampilă care nici în momentul de față nu este predată. Nu s-a predat ștampila, iar în momentul în care s-a semnat, dacă s-ar fi dat un număr din data aia, ei nu mai aveau calitatea de a semna. Exact, iar la sesizarea mea că, de fapt, cele două contracte au fost încheiate înainte de a fi puși în posesie pe teren, deci nu puteai să știi lotul tarlala la parcela. Pe cum a putut să greșească în halul organele ăsta, că păreau niște oameni foarte au spus că începuți? Organele de cercetare penală au spus că nu au creat... că e o deducție, obligații poate. Și da. Și de fapt sunt anulate de instanță, dar fapta în sine a rămas. Numai că nu vrea nimeni să o înțeleagă. Da, continuăm să respingem apelul privat pe mobil. Nu se poate prelua telefonul direct pe mobil. Ne pare rău. Bun. Trimite SMS de pe privat, dacă se poate, că nu știu. Bun. Dosarul 309, dosar penal. Ce facem cu dosarul penal 309? În ce stadiu mai este? De când e dosarul ăsta? Din 2009? Din 2009. Aceeași întrebare ne-am pus-o și noi. Și în ce costă, să spunem pe scurt, telespectatorilor? La dosarul acesta penal 309 a stat la baza mai multe plângeri formulate de membrii ai asociației împotriva Consiliului de Administrație din perioada respectivă. Vă aflați printre membrii cei care au... Nu am aflat printre membrii care au făcut sesizări la data respectivă, la momentul respectiv, dar... Schimb, este un domn în vârstă la este un domn, domnul Tiriplica Constantin, Tiriplica, care a făcut și dumnealui de la început. Face parte dintre acești membri și mai sunt și alți și membri. Ulterior, la preluarea... conducerea activității de conducere a asociației, când am intrat în poziția documentelor și am constatat atâtea abuzuri, atâtea încălcări ale statutului, am făcut sesizări, iar toate sesizările noastre au fost conexate dosarului acesta 309. Dosar penal pentru? Pentru fals, uz de fals, abuz în serviciu și alte acuze. Iar aceeași întrebare ne-a pus noi și noi în luna decembrie, ce se mai întâmplă cu acest dosar penal. Ca să aflăm de pe internet că, de fapt, dosarul penal a ajuns în instanță la judecătoria Novaci, fără să ni se comunice nici rechizitorul, nici o rezoluție a parchetului. Dintre toți inculpații pe care îi indicam ca făptuitori, au fost selectate doar câteva persoane, iar cealaltă persoană este... de fapt președintele Obștei, care își vindea lui fostul lemn, fostul președinte, da, care își vindea la societatea lui lemn cu 10 lei, este doar învinuit, doar suspect. Vindea de la Obște către societatea da, lui ca persoană, ca patron. Da. Și este doar suspect în acest caz și martor. Deci vă dați seama, iar cei care au făcut parte din Consiliul de Administrație sunt martori. Și atunci cine sunt făptuitori considerați în dosar dacă toată lumea e martor? Deci avem doar toată lumea s-a uitat. Avem patru învinuiți și restul martorii care... Învinuiți, da, nu făptuitori, am greșit eu termenul, scuze față de cei care sunt în dosar, da, pentru că n-am voie să folosesc termenul făptuitor până nu se stabilește dacă e făptuitor. Da. Deocamdată și... sunt învinuiți. Ne-am trezit cu dosarul pe rol la judecătoria Novaci, la insistențe și sesizări la Consiliul Superior al Magistraturii, am aflat de fapt că dosarul este pe rol. Poate vroiam să contestăm această rezoluție de trimitere, doar de trimitere în judecată, doar a unora. Nu ni s-a dat deci ocazia. Nu ni s-a comunicat absolut parchet, nimic. Care parchet s-a ocupat de dosarul ăsta? Parchetul de pe lângă judecătoria Novaci. Este, da? Da.
unde au mai fost depuse. Dar dosarul ăsta n-a fost și la Târgu Jiu? Numai la dosarul Novaș? A fost la parchetul, dar s-a fost lucrat de ofițerii de la poliție, de la antifraudă, de la IPJ Târgu Jiu. Dar tot sub supravegherea parchetului de la Novaș? De la judecătoria Novaș, da. Nu știu, judecătoria Novaș, nu vreau acum să... Da, nouă nu ne-a permis filmarea în sala de judecată, în cazul, în cazul asociației, la dumneavoastră. M-am plâns chiar acum câteva minute, m-am plâns de faptul că direcția silvică s-a jucat cu noi ca șoarecele cu pisica. Soția domnului Dafinescu, care este șeful ocolului Silvic Novaci, este doamna președintă a judecătoriei Novaci. Deci o legătură strânsă între persoanele care erau împotriva noastră, pentru că nu mai aveam contract cu ocolul Silvic Novaci de pază a pădurilor, mai multe chestii. Da, da, doamna judecător, doamna președinte a judecătoriei, care este și soția domnului Dafinescu, s-a abținut în dosar atunci când noi am fost de față, doar atât că nu ne-a permis filmarea. După ce ne-a ținut, dragile spectatori, până seara la 7, ca să ne spună la toți oamenii ăștia care erau acolo de față și care ne-au solicitat, frate, veniți, că nu se poate, ce judecăți se fac aici la Novaci. Și ok, zice, da, vreți să participați la ședință, nicio problemă, stați aici. Nu discutăm acum. Și pe la 7 seara zice, așa, și cu dosarul ăla de la, să-l luăm și pe ăla. A, nu permitem filmarea. Păi și să ne judecăm. A, mă abțin. Da, da. Un lucru care îl putea comunica de la până în 12. Doamna judecător, de ce să nu comentez comportamentul? Doar l-am precizat. Nu-l comentez. Haideți să-i zicem că a fost doar o neglijență, nu o răutate. Nu, dar nici nu avem voie să influențăm justiția sau să o... presăm, să facem presiune asupra justiției. Doar am povestit. Bârfă. Păcat bârfe. Că justiția e oarbă. N-avem noi calitatea să comentăm cum e justiția, domnul Pârjol. Să continuăm despre ale dumneavoastră. Putem, mici probleme. Putem... Ce faceți cu dosarul ăsta? Deci în ce stadiu e acum? Am primit chiar acum două zile rechizitoriu trimis de judecătorie. Păi cum de l-ați primit până la urmă? Păi ne-am prezentat totuși la primul... La ați aflat de termen? Am aflat de termen, ne-am prezentat, prezentat în sală. Am spus domnului judecător cine suntem și ne-a citat. A avut bunăvoința să ne citeze. Și v-a pus la dispoziție și rechizitoriul? Ne-a pus la dispoziție și rechizitoriul. Asta e bine. E bine că ați aflat. Dar totuși au trecut niște termene și... Cum? S-a judecat deja câteva termene fără să fiți acolo? Păi conform... Nu trebuia să vă citeze conform nimeni? Conform unui cod de procedură penală... La, când se întocmește un rechizitoriu să se trimite la instanță pentru ca instanța să se pronunțe dacă e admisibilă, e admisibilă cererea sau nu este admisibilă. Adică încercăm să vedem dacă au dreptate sau le respingem direct. Da. Au frumos admis, cod penal avem. Frumos. Și a zis că nu putem discuta noi despre justiție. Justiția, în două cauze penale, la două judecătorii diferite, două cauze identice? În două cauze penale, în care se punea în discuție admisibilitatea cererii, da. La judecătoria Novaci am fost citați și am fost admiși în sala de consiliu pentru a participa la ședință de admisibilitate. Iar la judecătoria Târgu Jiu m-am prezentat la ședință și domnul judecător m-a scos afară. Tot un dosar penal, aceleași persoane, altă cauză, dar aceleași persoane. Dar v-ați uitat în lege? Ce scrie legea? Are voie partea să participe sau? Că am înțeles că nu se citează. Tocmai că ne-au citat și la Târgu Jiu, ne-a citat și la Novaș, la Târgu Jiu, cu mențiunea că nu putem participa fără participare. Deci mă înștiințează... V-am anunțat. Vedeți că judecăm ăla, dar stați acasă, da. Că nu... Același lucru am întâmplat și la judecătoria Novaci. Acum, nici nu știu dacă mai are rost să mai citim legea, dacă într-o judecătorie se practică ceva și în cealaltă se practică altceva la distanță de 35 de kilometri, nu mai mult. Păi, vedeți că acum e invers. La Novaci v-au dat voie, la Târgu Jiu nu. La mine s-a întâmplat invers. La Novaci nu mi-a dat voie să filmez în sală, la Târgu Jiu, da. Dar în cauze diferite. În altă cauză, oricum. În cauze diferite care nu priveau aceleași părți. La mine nu priveau aceleași părți. Dar acum, da. Încurcate sunt căile domnului. Suntem în ultimul minut de emisiune, domnul
Pârjol, ziceați dumneavoastră că ce o să vorbim în emisiunea asta, câte... Că n-avem ce vorbi, abia am terminat... Doar de lucruri bune am zis că nu avem atât de multe de vorbit. Așa de multe. Am încheiat cu dosarul ca să ne acoperim timpul. În afară de ce am vorbit până acum, ce faceți cu rezultatele financiare? Cum a ieșit anul 2014? Este, o jumătate de minut vă dau pentru este asta. Este un an financiar încheiat pe plus și 2014 am mai avut o problemă pentru că din nou pentru o campanie din APIA din 2008 am fost penalizați cu 140.000 de lei. Adică 1.400.000 vechi. Da, pentru activitatea desfășurată tot de același consiliu condus de domnii dinaintea dumneavoastră. Din dosarul 309 și ați pierdut banii. Și am pierdut banii, deci aici... I-au luat din cont? I-au luat din cont. Adică ei au luat banii și i-au folosit, nu i-au folosit pentru ce trebuia. Exact. Și... și ați plătit dumneavoastră din activitatea dumneavoastră de acum. Asta trebuie, deci... Asociația este persoană juridică, nu contează. Știu asta, cine, da, vreau să zic. Eu da. Vreau să separ cele două conduceri. Da, cine a făcut bine, cine a făcut rău. Asta vreau să zic. Același lucru. E aceeași persoană juridică, aceeași clar. Persoană, iar în cazuri din astea, oamenii spun, de ce plătim noi dacă n-am făcut noi? Păi nu se pune în discuție acest lucru. E aceeași persoană juridică. Da. Domnule Dumitru Pârjol, președinte al Asociației Obștea ARC, Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, vă urez un an plin de realizări ca astea din prima parte a noastră de discuție și să nu vă mai certați. Noi venim și de acum înainte să fim alături de asociație ca să fim câinele de pază al democrației și să nu faceți prostii dumneavoastră că suntem câinele de pază al democrației pentru membrii asociației. Vedeți cum o conduceți. Mulțumim. Noi promitem membrilor că nu facem prostii. Greșeli poate face, dar prostii niciodată, pentru că nu pentru asta ne-am angajat în această muncă. Și sperăm ca anul 2015 să-l încheiem cu mai multe beneficii. Și cu mai mare profit. Și cu mai mare profit. Vă mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Îmi pare rău că am primit un singur telefon și ăla privat și ăla pe SMS, pe telefonul de SMS, deci nu a putut fi luat. Dragi telespectatori, vă las în continuare alături de colegii mei la ENSA TV. Directorii liceelor cu profil tehnic din Gorj au fost convocați vineri 16 ianuarie 2015 la o întâlnire de lucru sub genericul Parteneriatul Social, vector pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din județul Gorj, organizată de Consiliul Județean Gorj și Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Patronatul IMM-urilor, Camera de Comerț și Industrie Gorj, asociații profesionale, agenți economici și oficii de turism. Întâlnirea a avut ca temă o analiză privind corelarea noilor programe de orientare școlară și profesională cu necesitățile obiective ale pieței forței de muncă din județul Gorj. La întâlnire au avut loc dezbateri aprinse atât reprezentanții agenților economici cât și cei ai liceelor, căzând de acord că trebuie luate măsuri pentru ca elevii care nu au un nivel intelectual ridicat să fie îndreptați spre școlile profesionale. Cred că acum dascălii de aici și la recomandarea domnului președinte pleacă convinși că trebuie să crească gradul de exigență în sensul ca să învețe copiii carte. Să învețe carte. Cine are carte are parte acum și pururea vecilor. Eu cred că marile companii trebuie să-și prevadă fonduri, bani, pentru pregătirea profesională. Nu reconversie că le apără la 50 de ani și îl face din sudor... tăietor cu bonfire. Nu. De acum, din școli. Pentru că e mult mai bine să iau un copil din școală, să-l pregătească, să învețe carte, să facă practică, dar să existe și o posibilitate de a-l ține după aceea. Mulți agenți economici îmi spun și multe cunoștințe și prieteni. Dom'le, l-am învățat meserie. A stat 5 ani lângă mine. Și când a priceput totul, s-a urcat în avion și a plecat. Asta ne spunea și domnul Sabin Popescu în ședință. Dumneavoastră ați pățit-o, dar am înțeles că nu vă pare rău. Nu pare rău, fiindcă acesta este circuitul. Noi trebuie să îi pregătim pe toți. La ora actuală, în construcții, este o situație foarte dificilă, fiindcă oamenii îi iau după
băncile școlii formează lucrători în rigips, în amenajeri interioare și așa mai departe, și după aceea pleacă și lucrează în străinătate. Nu-i nimic, foarte bine, să duc unde le e mai bine, fiindcă noi la nivelul economiei de acum nu putem să oferim acelea salarii. Noi trebuie să facem în continuare, să-i pregătim, fiindcă o să se umple până la urmă și acolo. Și mai este încă un aspect, își vor da seama cei de acolo, băi, stai așa, că românii sunt foarte buni meseriași, hai să mergem noi cu investiția acolo, odată că găsim forță de muncă calificată, și în al doilea rând, salariile sunt mai mici acolo decât venind aici la mine. Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Ion Ișvan, spune că acum există chiar metode de a-i motiva pe copii să meargă la profesională. Începând cu 1 septembrie, se reînființează învățământul profesional după clasa 8-a cu durata de 3 ani, pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, dezbaterile, discuțiile care au avut loc azi aici, i-au incitat pe foarte mulți, au fost interesante și eu sunt convins că prin cei care au fost în sală, dar și mai mult prin intermediul dumneavoastră, vor ajunge la părinți, principalii beneficiari ai activității noastre, pentru că până la urmă nu putem să creăm un învățământ profesional sănătos și serios fără aportul părinților. Practic, învățământul profesional se bazează și pe alte facilități pe care Ministerul Educației Naționale le oferă copiilor care se vor regăsi în aceste clase începând cu 15 septembrie 2015, cum ar fi 200 de RON pentru fiecare copil înscris la învățământul profesional. Eu am vrut și am ținut foarte mult să aibă loc această întâlnire, pentru că în momentul de față toți cadrele didactice care sunt titulare în sistemul de învățământ preuniversitar din Gorj au catedra asigurată din toamnă. Practic, clasele pe care le vom înființa pe învățământ profesional nu au nicio legătură cu normele colegilor titulari în învățământ. Ne-a preocupat și ne preocupă ca acele clase pe care le vom forma să fie utile, iar cât mai mulți din copiii care vor absolvi aceste clase să își găsească cât mai repede un loc de muncă. Dar spuneați că personalul are normele deja făcute. Cine va preda în aceste școli profesionale? Cei care sunt maestri, economiștii, profesorii care lucrează ce deja. Ce predau acum dacă nu există școli profesionale? Sunt la liceele tehnologice și se completează unele cu altele. Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că este nevoie de o deschidere mai mare spre colaborare între părinți, copii, dascăli și mediul de afaceri. Eu fac parte, potrivit legii, din Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social. Și am văzut anul trecut cum se discuta de dezvoltarea învățământului de profil tehnic. Sunt adeptul acestei specialități și am spus că mie nu mi se pare corect până nu studiem piața și oferta pieței muncii la nivelul județului Gorj. Pentru aceasta nu e suficientă baza de date de la AJOFM. E nevoie să vedem pulsul real al agențiilor economici de la nivelul județului din toate domeniile de activitate. Eu zic că astăzi a fost în mare parte realizată această condiție de a ne întâlni ca parteneri cei din educație cu cei din mediul economic. Ce am observat? Am observat că fiecare știe despre celălalt și mai puțin, unul pe altul. Și mai puțin arată deschiderea de ce trebuie să fac. Iată, asta scoate de evidență și le spuneam de fiecare dată, lipsa de comunicare, lipsa de parteneriate. Iată cât de importante sunt parteneriatele. Ce am mai observat, și tot la fel o spuneam, nu se poate vorbi de educarea tineretului fără relația dascăl-părinte și mediul economic. Și să avem, practic, o plasare a elevilor în sistemul educațional, începând cu ce, iată că s-a revenit și e un lucru foarte bun, a avut din toate timpurile tradiție învățământul nostru, să facem meserii. Meseria e brățară de aur. Și atunci să-i pregătim de la ucenici să aibă o meserie la școală de 2-3 ani de zile, să aibă o meserie de la o post liceală, să aibă o meserie și, bineînțeles, că are căile deschise să ajungă prin parcurgerea acestor etape și la nivelul cel mai înalt de educativ absolvirea unor facultăți
mediului din cadrul studiilor superioare și să ajungă cu adevărat un bun specialist cunoscător în domeniu. Toți participanții la întâlnire au căzut de acord că e necesară pregătirea elevilor pentru meserii prin reînființarea claselor de profesională.